Un accident în care a fost implicat un utilaj agricol de mare tonaj a avut loc în această dimineață pe raza comunei Ohaba. Șoferul autovehiculului a pierdut controlul și a intrat din plin în două case din localitate. Gardurile și pereții celor două case au fost distruse, iar utilajul a stricat liniile de înaltă tensiune, lăsându-i pe localnici fără electricitate și telefonie. Drumul este foarte îngust aici la Ohaba, iar utilajele agricole nu pot circula decât dacă au o masă mai mică de 7,5 tone. Cu toate acestea, Gloria, care a făcut accident în această dimineață, este staționată aici pe jumătate din drum. Localnicii spun că obișnuiesc să stea pe prispa casei, iar în cazul în care se aflau acolo, nu mai aveau scăpare. Când am venit și am văzut deranjul ăsta aici, pe aia, când am văzut și din jos, zic, tu l-ai, Doamne, că ne norocești aici. Noi de obicei ședem toți aici, vecinii, dar au fost de dimineață și dacă eram, pe toți ne omoră. Drumul comunei este foarte îngust, iar utilajele agricole cu tonaj mai mare de 7,5 tone nu ar trebui să circule pe acest drum. Cu toate acestea, cei din zonă spun că pereții caselor se creapă pentru că șoferii nu țin cont de prevederile legale. Să vă uitați în casă la mine că e crepată din cauza la tonaj. E inadmisibil așa ceva, o mașină de 45 tone ca să treacă pe drumul ăsta. Filmați drumul îngust, vedeți cât e de îngust. Dacă se întâlnea două, ce se întâmpla? Șoferul autovehiculului nu a vrut să dea declarații, dar se pare că a intrat într-o groapă și nu a mai putut controla utilajul de mare tonaj din cauza vitezei foarte mari.